Percheziții în Mehedinți la o familie bănuită că ar fi exploatat sexual mai multe minore. În urma activităților efectuate de SCCO Mehedinți au fost duse la audieri 4 persoane, 3 bărbați și o femeie. Pentru ce a fost ridicată? De ce l-au adus? Se pare că membrii familiei exploatau sexual mai multe minore pe care le obligau să se prostitueze. Activitățile se desfășurau în țară, inclusiv în Mehedinți. Este vorba inclusiv despre minore aflate în grija statului în custodia de GASPC, care fugeau din centre și se prostituau. Una dintre minore, în vârstă de 17 ani, a fugit din centru de mai multe ori, iar în una dintre ocazii a lovit-o pe îngrijitoarea centrului, care nu i-a permis să părăsească incinta. În cauză se fac cercetări pentru trafic de minori. Membrii acestei rețele ne-au făcut foarte multe probleme. Noi am depus nenumărate sesizări către IPJ Mehedinți și către parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți. Ce să spun, mă bucur să constat că în sfârșit se ia măsuri, pentru că în toate discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții acestor instituții le-am explicat faptul că dacă nu se va elimina cauza, ci doar efectul, nu se va întâmpla niciodată nimic. Cu alte cuvinte, ce s-a întâmplat? Erau aceste rețele specializate din informațiile pe care le aveam și noi, care racolau beneficiare din centrele de GASPC Mehedinți în vederea prostituției. De fiecare dată, atunci când fugeau din centre și reveneau, ne povesteau cum funcționează aceste rețele, la cine merg, cine sunt persoanele angrenate în aceste rețele, ca urmare a acestor declarații ale fetelor, așa cum vă spuneam, am făcut sesizări către parchet și către IBJ. Mă bucur, cum ziceam, să constat că se iau măsuri și că în acest fel să sperăm că se elimină cauza, nu efectele acestor rețele de prostituție. În acest dosar se continuă cercetările.